Bună seara și bine v-am regăsit la audiența regională. În această seară vom vorbi despre localitatea timișeană Dudeștii Vechi, o localitate aflată la 76 de kilometri de Timișoara, are trei sate aparținătoare, Dudeștii Vechi, Cheglevici și Colonia Bulgară. Am făcut așa o descriere mai mult decât sumară acestei comune, avem însă la dispoziție 50 de minute pentru a intra în detaliu. Alături de mine se află primarul comunei, domnul Gheorghe Nacov. Bună seara, domnule primar, și bine ați venit în studioul TVT89. Domnule primar, înainte de toate, știu că dumneavoastră sunteți și consulul onorific al Bulgariei la Timișoara. Înainte de a discuta despre funcția noastră de primar și ce faceți în calitatea de primar, spuneți-ne ce înseamnă această nouă funcție pe care o aveți din luna aprilie acestui an, dacă nu greșesc. Da, sunteți foarte bine informată. De la sfârșitul lunii aprilie sunt și consul onorific al Republicii Bulgaria la Timișoara. Consulatul onorific presupune de fapt o reprezentare a țării respective într-o anumită zonă, altă decât capitala țării, zonă pe care acest stat o consideră de o importanță deosebită în măsura în care decide deschiderea unui asemenea consulat onorific. Timișoara este considerat și Banatul în general este considerat în Bulgaria ca o zonă de importanță maximă din punct de vedere economic în primul rând, având în vedere că este a doua zonă ca dezvoltare după București și din cauza că schimbul de mărfuri și relațiile economice dintre Banat și Bulgaria nu este atât de dezvoltată ca dintre Bulgaria și zona Bucureștiului, Bulgaria a considerat potrivit să deschidă un consulat onorific la Timișoara, în primul rând pentru încercarea de a întări aceste relații dintre acest raion consular care cuprinde patru județe, Timișoara, Caraș, Severin și Hunedoara și firme din Bulgaria. Sperăm să reușim acest lucru. Asta a fost prima motivație. În al doilea rând, în Banat trăiește cea mai numeroasă comunitate de etnici bulgari din România, mulți dintre ei fiind și cetățeni bulgari. Sigur că este nevoie de o comunicare directă între acești cetățeni bulgari și statul bulgar, lucru care se face mai greu prin intermediul ambasadei, București fiind departe. Aceasta este a doua sarcină și, bineînțeles, reprezentarea statului în această zonă, din punct de vedere diplomatic, mă refer aici strict diplomatic, pe la recepții sau evenimente. Nu în ultimul rând, interesele cetățenilor bulgari care tranzitează această zonă trebuie să fie apărate, protejate, nu neapărat protejate, dar să li se asigure asistența legală necesară în situații în general neplăcute, cum ar fi accidentele rutiere care se întâmplă, din păcate, destul de frecvent. Cam la asta se rezumă instituția consulatului onorific. Dar acum, de când sunteți și consul onorific, lumea din Dudeștii Vechi, care venea la dumneavoastră până în aprilie cu probleme strict legate de primărie, vin acum să vă ceară oamenii ajutorul în alte probleme care țin de noua dumneavoastră titulatură? Sigur că da. După cum, haideți să spunem direct și lucrurile pe nume, acum, în zona noastră, și nu numai, cred că în toată România, cel puțin în partea de sud, sunt o grămadă de mașini înmatriculate în Bulgaria, acesta este sistemul, nu avem ce să facem. Cetățenii din Dudeștii Vechi au și ei o grămadă de mașini înmatriculate în Bulgaria. În acest sens am avut destule solicitări pentru sprijin în obținerea cetățeniei bulgare, nu numai din acest motiv pragmatic pentru mașini, ci și datorită faptului că etnici bulgari fiind, este o modalitate, încă o modalitate de a ține legătura cu patria mamă, de a instituționaliza cumva această legătură prin dobândirea cetățeniei. Sigur, este o chestie favorabilă pentru locuitorii din Dudeștii Vechi. Eu mă zbat în încerc și sper, îmi place să cred că am obținut acest lucru. Exemplu, etnia bulgară, baza care se obține cetățenia bulgară, se dovedește printr-un act eliberat de Agenția de Stat pentru Bulgarii din Diaspora, ceea ce presupune ca solicitantul să meargă la Sofia, la sediul agenției, pentru a își dovedi naționalitatea. Adică să facă un drum de câteva sute de kilometri. Doar pentru obținerea unei adeverințe. După discuții cu Ministerul de Externe,
cu șeful agenției pentru bulgarii din diaspora, am convenit și sper să începem din această toamnă acest lucru, de câteva ori pe an să vină un reprezentant al agenției aici pentru a intervievea persoana respectivă, a se convinge de naționalitatea ei, urmând ca prin intermediul meu aceste persoane să primească aceste adeverințe și să pregătim dosarul pentru obținerea cetățeniei bulgare. Înțeleg că deocamdată sunteți în stadiul de discuții. Ați primit un răspuns pozitiv pe când prima vizită, așa, în termen optimist. Am spus în această toamnă, poate chiar în cursul lunii noiembrie. Îmi place să cred că se va întâmpla acest lucru, dacă nu până la sfârșitul anului. La urma urmei este, să zic, un drept al etnicilor bulgari și statul bulgar trebuie, odată ce a acordat acest drept, trebuie să facă tot ce depinde de el pentru a putea fi realizat acest drept, a fi pus în practică. De aceea am întâlnit înțelegere din acest punct de vedere. Dar asta nu înseamnă că cel care se grăbește și dorește imediat cetățenia bulgară nu o poate obține. Sigur că se poate obține imediat printr-un drum la Sofia, unde, haideți iară să spunem lucrurilor pe nume, avem calea bătută, putem fi așteptați, ajutați în toate modurile. La urma urmei, suntem cea mai veche diaspora a Bulgariei păstrată până astăzi. Aveți multe solicitări până la ora asta. Au venit mulți oameni la dumneavoastră să ceară îndrumări până la urmă privind obținerea cetățeniei bulgare. Cred că o să fie un număr însemnat de solicitanți pentru cetățenia bulgară. Și aici iar avem un ajutor. Avem promisiuni că solicitările coetnicilor mei vor fi analizate cu celeritate. Problema Bulgariei poate că este aceeași și cu problema României în ce privește acordarea de cetățenie. Foarte mari mase de bulgari trăiesc în Serbia, Macedonia, Moldova și Ucraina. Aceste țări care nu sunt în Uniunea Europeană, sigur, cetățenii lor doresc să obțină cetățenia bulgară și ca un pașaport spre Europa. Asta am vrut să vă întreb. Ce avantaje au românii din Dudești Vechi, un exemplu concret, în momentul în care vor obține cetățenie bulgară? Păi nu este vorba de avantaje concrete. În afară de acea legătură cu patria mamă despre care spuneți dumneavoastră. Dau mai un exemplu unui cetățean care are mașina înmatriculată în Bulgaria. Se va duce și va face buletinul în Bulgaria, iar mașina aceasta va fi înmatriculată direct pe Dar se mai înmatriculează? Mai pot românii să-și înmatriculeze mașinile în Bulgaria? Dacă... Pentru că haideți, acum, se dacă au tot felul da. De da, informații. Vă mulțumesc pentru întrebare. Ceea ce răspunsul meu acum este un răspuns pe care îl dau în nume personal, vă rog aș dori să mă fac bineînțeles din acest punct de vedere, nu aș dori deci să angajez nimic. Deci consulul onorific în Bulgaria acum? Da, acum sunt Giusinacov, da, dar din punct de vedere juridic și vorbesc și de ambele părți ale Dunării, pentru că Facultatea de Drept am absolvit-o la Sofia. Practic, cu înmatriculările cum se întâmplă, un cetățean român cumpără o mașină, se duce în Bulgaria, găsește un cetățean bulgar pe numele căruia înmatriculează această mașină. Ulterior, acel cetățean bulgar, proprietar al mașinii fiind, poate să dispună de ea cum dorește. De exemplu, dacă eu, dumneavoastră, v-ați cumpărat o mașină, eu v-am înmatriculat-o, eu vă fac o împuternicire să o conduceți oriunde în lume. Este mașina mea, între noi doi este un raport de drept civil, eu v-am împuternicit, v-am făcut un mandat sau un contract de închiriere sau orice altceva, moment din care dumneavoastră puteți să conduceți această mașină absolut oriunde. Probleme se ivesc acolo unde nu s-au făcut toate actele cum trebuie sau unde cetățeanul bulgar dorește să scape de mașină ca să nu plătească impozit, se duce și radiază mașina din Bulgaria, aici deja apar probleme. Dar unde există o relație directă între cetățeanul român, să zicem că așa pot înmatricula în Bulgaria și cetățeni ucrainieni, de exemplu, și germani, unde există o relație directă și hârtiile sunt bine făcute, nu există nicio problemă și pur și simplu nu văd cum ar putea vreun stat sau altul să limiteze acest lucru, iar vorbind, citesc câteodată la televizor, se termină cu înmatriculările în Bulgaria. Exact așa poate să scrie, se termină cu matriculările în Germania, în orice țară, pentru că nu se poate lua o măsură discriminatorie față de un stat sau altul. Așa că, din punctul ăsta de vedere, consider, repet, în nume personal, că cetățenii români care conduc mașini pot sta liniștiți dacă și-au făcut hârtiile așa cum trebuie. Am înțeles. Haideți acum să urmărim pe scurt câteva imagini din comuna pe care dumneavoastră Sigur, o reprezentați, după care revenim la discuție.
În calitate de primar, să spunem, că până acum am vorbit mai mult în calitate de consul cu dumneavoastră. Satul românesc pe cale de dispariție. Cu asta se confruntă autoritățile din mai multe localități, printre care se numără și comuna timișeană Dudeștii Vechi. În satul aparținător, colonia bulgară, gospodăriile pot fi numărate pe degetele de la o mână. Aici însă funcționează una dintre puținele școli din România unde se învață limba și literatura bulgară. Iar la finalul unui ciclu de învățământ de 12 ani, elevii primesc și un certificat de competență lingvistică. O minte sănătoasă într-un corp sănătos este deviza după care încearcă autoritățile să-i educe pe cei mai tineri dintre localnici. Și pentru a se asigura că micuții au toate condițiile, le-au pus la dispoziție două terenuri de sport, unul de tenis, dar și o sală pentru anotimpul rece. Iar în infrastructura localității au investit peste 3 milioane de lei. Banii au ajuns pentru reabilitarea 3 poduri și pietruirea drumurilor. Asta pentru ca locuitorii să nu se trezească și anul acesta împotmoliți în noroi. Și un muzeu întreg cu exponate provenite numai din donații. Asta au amenajat edilii pentru a păstra istoria și tradițiile bulgărești. Iar fiindcă dansurile populare sunt o parte importantă din cultura lor, bulgarii din Banat lucrează acum la amenajarea căminului cultural. Da, iată 5 subiecte identificate de noi. Cu siguranță sunt mai multe, dar cele 50 de minute nu ne permit să abordăm foarte multe subiecte. Înainte de a intra în detaliu cu fiecare din cele 5 subiecte în parte, aș dori să vă întreb, spuneam la începutul emisiunii că Dudeștii Vechi se află la aproape 80 de kilometri distanță de Timișoara. Ce înseamnă acest lucru pentru comuna pe care dumneavoastră o conduceți? Este un avantaj, un dezavantaj, că este la o distanță considerabilă? Pe de altă parte, este foarte aproape de graniță, ce înseamnă aici asta. Să ajung. Deci haideți să nu raportăm avantajele sau dezavantajele doar raportând poziția Dudeștiului față de Timișoara. Distanța față de Timișoara sigur constituie un dezavantaj, dar poziția noastră cred că constituie un avantaj. Pentru că suntem în apropiere de cele două frontiere, cea cu Serbia și cea cu Ungaria. În trecut, dacă facem o scurtă retrospectivă, a constituit acest lucru un mare avantaj, pentru că noi am crescut, de exemplu, cu fosta televiziune iugoslave sau cea maghiară, ne-am uitat la toate campionatele europene sau mondiale la aceste televiziuni, ca mulți bănățeni de altfel. Micul trafic pe timpul comunismului constituia iară un avantaj și chiar o sursă suplimentară de venit. Categoric, da? Așa că eu consider Dudești un colț de rai, cum poate fiecare își consideră localitatea natală. Nu deranjează atât de mult distanța de Timișoara, mai ales acum privind prin prisma integrării noastre în Europa și în Schengen. Haideți să spunem numai un avantaj. Cea mai apropiată autostradă spre Europa se află la câțiva kilometri de noi. Pentru că MACO a finalizat deja intrarea pe autostradă, Seghedu a finalizat, are de mult autostrada, așa că noi pentru a ajunge în Europa foarte simplu ne urcăm pe autostrada de la MACO, care se află la 30 de kilometri de localitatea noastră și Europa este la picioarele locuitorilor din Dudeștii Vechi. Și cum se răsfrânge acest lucru în economia comunei? Pentru că până la urmă, vrând nevrând, toate drumurile duc la bani. Aveți dreptate. Din fericire, și haideți să-i dăm cezarului cel al cezarului, în apropiere de Dudeștii Vechi se află orășelul Sânt Nicolae Mare, în mod cert unul din cele mai dezvoltate mici orașe din România, rata șomajului fiind foarte mică și fiind vorba doar de anumite segmente de populație, să zicem, poate cei un pic îmbătrâniți sunt dezavantajați, dar numai dacă ne enumerăm, dacă pomenim faptul că la Sânt Nicolae Mare funcționează două mari fabrici, una de cablaje auto și una de rezistențe electrice, care înghit mii de locuri de muncă, chiar din Timișoara fac naveta către Sânt Nicolae Mare. Se poate că totuși pentru unii cetățeni ai, chiar de la Timișoara fac naveta, unii cetățeni ai Timișorii fac navetă mai lungă decât cetățenii din Dudești Vechi, apropo de distanța Timișoara-Dudești. Sânt Nicolae Mare înghite o mare parte a forței de muncă din zonă, ceea ce duce și la o stabilitate a populației din mediul rural. Practic, noi
Suntem o comunitate foarte stabilă din punct de vedere demografic. Ne confruntăm și noi, ca toate celelalte localități rurale, cu exodul tinerilor către orașe, într-adevăr. Dar, din fericire, sentimentul apartenenței la comunitatea din Dudești este destul de puternic încă, din fericire. Tinerii noștri caută să-și găsească de lucru în zona Dudeștiului, sigur că da, în măsura în care specialitatea lor permite acest lucru. Chiar se renovează casele părintești, mai puține se vând în ultimul timp decât în trecut, și acest lucru se datorează în bună parte prezenței locurilor de muncă de la Sfânt Nicolae Mare. De aceea am spus să-i dăm cezarului ce este al cezarului. Haideți să urmărim un scurt material exact pe această temă, să vedem cât de mult își mai doresc tinerii să rămână în zonă și câți pleacă și cum arată unul dintre cele trei sate, Colonia Bulgară, mă refer aici, acum în anul 2011. Dacă în anii 1980 Colonia Bulgară număra peste 1000 de locuitori, acum au mai rămas vreo 20 de suflete. Biserica și cele câteva case sunt singurele amintiri ale satului de altă dată. Până în anul 1990 aici a funcționat căminul cultural, iar imediat în apropiere a funcționat școala. Acum însă în aceste locuri nu a mai rămas nimic. Pentru cei care nu sunt din zonă, satul pare că nu a fost niciodată prea populat. Există totuși dovezi care îi contrazic, printre acestea stâlpii de iluminat, care amintesc de drumurile de pe vremuri, vremuri nu prea îndepărtate. Încet, încet a început să decadă satul, s-au scos autobuzele care făceau naveta muncitorii în Sfânt Nicolae Mare. Când s-au scos autobuzele din cauza drumului, satul fiind izolat, nu e pe șosea, au început să-și vândă din gospodării, să dărâme casele, s-au mutat o parte la Sfânt Nicolae, o parte la Dudești Vechi și care aveau copii la oraș. Cei care au rezistat ispitei și au rămas în satul ce dispare, încet încet sunt mulțumiți. Mulțumiți de viața pe care o au și de condițiile pe care le oferă un cătun izolat. Chiar aceste condiții au atras în zonă și doi ciobani care până acum 12 ani își peșteau oile pe meleaguri sibiene. De ce ați ales să rămâneți aici? Păi de ce? Din mai multe privințe. E drumul ăsta de piatră, ne avem acces, e el mai, așa mai cum e, dar și în privința la animare. Asta ne doare pe noi mai mult, că să nu prea fie populație pe unde suntem noi cu oile. Planurile legate de viitorul Coloniei Bulgare sunt împărțite. În timp ce localnicii speră că satul va renaște din propria cenușă, autoritățile sunt convinse că peste ani aici se va întinde o pădure. Domnule primar, voiam să vă întreb, prima întrebare pe care să vă adresez era de ce se depopulează această zonă. Însă vreau să vă întreb altceva. Vreau să vă întreb de unde vine denumirea de Dudești Vechi, pentru că eu de fapt cu această întrebare am vrut să încep emisiunea, dar am deviat de la subiect. Și vă întreb acum, înainte de a intra în subiectul cu depopularea Coloniei. Bine, atunci haideți să facem o scurtă prezentare istorică a localității pentru telespectatorii care nu ne cunosc. Dudești Vechi este un nume care nu înseamnă mult în istoria satului nostru, a localității noastre, și a fost dat de către comuniști în 1965. Chiar intenționăm să organizăm un referendum local pentru revenirea la vechea denumire a localității, care înainte de modificare era Beșenova Veche. Dudești Vechi a fost o localitate populată permanent de-a lungul istoriei, începând din Neolitic, avem dovezi arheologice în acest sens, dar numele comunei vine de la populația de peceneci stabilită aici la începutul secolului 12 sau sfârșitul secolului 11, care au devenit sedentari și catolici sub influența regilor Ungariei.
Prima mențiune, atestare documentară a comunei este din anul 1213, sub denumirea Terra Castri Boseneu. Asta însemnând o castrum, în latină o localitate fortificată, o așezare de pe cenegi. Boseneu, Biseni, este denumirea latină a pecenegilor. Ulterior se menționează ca Meta Bisenorum, ceea ce înseamnă cam același lucru. Populație care a dispărut în timpul ocupației turcești, atâta timp cât tot Timișul și până la Budapest erau... Budapesta chiar era pașalăc turcesc, dacă nu mă înșel, fiind o localitate pustie în momentul când a fost atribuită străbunilor noștri în toamna anului 1737, iar străbunii noștri s-au așezat pe aceste meleaguri, a doua noastră casă, de fapt acum unica noastră casă, în primăvara anului 1738, primul botez a unor copii născuți în Dudești este din 3 sau 7 martie, cronica localității în limba latină nu se deosebește prea bine, 1738. Suntem o comunitate de bulgari catolici, întotdeauna am fost bulgari catolici, chiar dacă majoritatea conaționalilor noștri sunt de religie ortodoxă. Ca urmare, în secolul 17, în urma unei răscoale mari a bulgarilor catolici împotriva stăpânirii otomane, după ce răscoala a fost înnăbușită, străbunii noștri au plecat la nord de Dunăre, unde li s-au alăturat alți confrați bulgari catolici, au așteptat eliberarea Bulgariei, aceasta nevenind, au plecat odată cu armata austriacă în Banat, unde am primit aceste locuri pentru a ne așeza în două comunități, Vinga și Beșenova, Alt Beșenova, cum era numită atunci în limba germană. Am primit această așezare, de atunci este noua noastră casă. Și revenind acum la zilele noastre, ați încercat să vorbiți cu localnicii, părere au despre această intenție a dumneavoastră de a reveni la Am avut discuții de principiu cu grupuri mai restrânse, nu am întâmpinat, bineînțeles, nicio opoziție din punctul ăsta de vedere, afară doar de faptul că toată lumea se sperie, nu cumva trebuie să ne schimbăm și buletinele și nu știu ce, ceea ce mie mi se pare o chestie absurdă. Dacă numele străzii pe care locuiți se schimbă din Mihai Viteazul în Ștefan cel Mare, dumneavoastră nu vă schimbați cu ceilalți locuitori al străzii respective buletinul. Deci din punctul ăsta de vedere poți să stea liniștit, spuneți dumneavoastră. Da, cred, în cazul n-am verificat în amănunt legislația, dar logica spune acest lucru, oricum. Pentru că noi știm contrariul. Nu dacă cred se că ar trebui să schimbe toată străzii. Populația, dacă se schimbă, mă rog, probabil o să verific acest lucru și voi prezenta exhaustiv problema. Dar contează atât de mult local dacă se numește Beșenova Veche sau Dudești Vechi? Da, pentru că dacă dumneavoastră aveți un nume și vă este schimbat abuziv, veți reveni la numele anterior cu prima posibilitate. Consider eu acest lucru, ține de identitate. Iar referitor la acest lucru cu schimbarea buletinului, chiar mai sunt persoane în Dudești Vechi, în a căror buletin figurează localitatea Beșenova Veche, ceea ce înseamnă că după schimbarea denumirii din Beșenova Veche în Dudești Vechi, nu a fost obligatorie nici pe timpul regimului comunist schimbarea buletinului de identitate. Dar să revenim la problema cu colonia bulgară. Colonia bulgară, iar legat de istorie, colonia a fost înființată de bulgari din Dudești Vechi în a doua jumătate a secolului XIX, datorită politicii statului austro-ungar de a acorda terenuri persoanelor mai sărace, ne se dădea în proprietate teren, scutiri de impozite pentru a se pune pe picioare, urmând să se nască noi sate, cred că întreg Banatul are asemenea exemple. Colonia bulgară a fost un sat foarte drăguț și bine pus la punct, unde conviețuiau în mare parte bulgari și maghiari până în anii 90 ai secolului 20. Când a început să decadă, motivele au fost enumerate pe scurt și de către viceprimarul meu, s-a scos transportul, șoseaua nu era, de fapt nu există șosea, numai un drum de piatră, populația tânără a plecat la Nicolau Mare în general sau la Timișoara, unde și-au găsit de lucru, bătrânii au murit, cei de la oraș nu s-au mai întors la casele părintești, care au rămas pustii. Acestea sunt cauzele. Da. Ce se poate face pentru a popula din nou această localitate? O să vă rog să ne răspundeți după o scurtă pauză de publicitate.